Congresul de Studii Sud-Est Europene este una dintre cele mai importante, bine articulate, vechi și de largă perspectivă și viziune științifică, manifestare care are loc în București, care a mai avut loc în București în 1974. Am lucrat pentru organizarea Congresului de Studii Sud-Est Europene. O asemenea manifestare plasează în sfera actuală una dintre cele mai complexe și importante cultural, strategic, politic, ca valoare artistică, estetică, una dintre cele mai importante zone europene și extraeuropene prin relaționare, pe care savanții din lumea largă, nu numai din Europa, ci de pretutinde, au studiat-o, au cercetat-o și mai ales au pus în pagină o diversitate de tematici problematici care de-a lungul timpului s-au concretizat în puncte speciale de interes ale mai multor domenii, între care putem cita, sigur, pe primul loc limbile și istoria și arheologia alături de aceasta, dar toate domeniile de expresie ale culturilor populare, tradiționale și, de ce nu, tot ce înseamnă artă, toate formele de exprimare. Și trebuie să mărturisesc că de-a lungul timpului s-au creionat unele domenii care, chiar dacă n-au constituit tematici autonome în cadrul lucrărilor Congresului, vor trebui să fie luate în vedere, spre exemplu, arhitectura în spațiul sud-est european, nu numai arhitectura vernaculară, arhitectura în general, evoluția și ce se întâmplă astăzi cu această formă de organizare, structurare și valorificare a spațiului. Iarăși este o tematică pe care eu o consider fundamentală pentru activitatea omului modern, pentru existența în spațiul sud-est european, pentru existența europeană și pentru existența planetară, și anume procesele de conservare, mai întâi identificare, după aceea conservare, valorificare, protejare a spațiilor și a diverselor forme de expresie a monumentelor, începând cu monumentele de limbă și sfârșind cu cele de arhitectură, prin care trece întreaga tradiție populară, gândiți-vă, costumuri, obiceiuri, credințe, toate aceste lucruri care intră în patrimoniul universal, ar trebui să constituie nu numai o temă principală a congresului, este o secvență în cadrul acestui congres, dar poate că ar trebui să coaguleze mai mult interes și mai multe instituții care să aibă în vedere conservarea pe tot arealul acesta care intră în discuția al sud-estului european, pentru că diversitatea formele de evoluție, ce se întâmplă astăzi, este vorba și de evoluția spațiului, de cadrul geografic, de modificările din structurile, deci toate lucrurile acestea, gândiți-vă, este vorba despre un areal în care avem munte, mare, râuri, pluvii, avem niște activități speciale, cum ar fi navigația, pescuitul. Astea n-au constituit negustoria, drumurile, istoria drumurilor. Am menționat toate aceste tematici, să spunem, și aspecte ale cercetărilor, tocmai pentru a arăta cât de vastă e tematica comunitară.
care sunt de studiul este europene, pentru a spune ce dificultate au avut de depășit sau ce dificultăți au avut de depășit organizatorii. Și trebuie să mărturisesc că domnul director Timotin, director Institutului de Studii Sud-Este Europene, există asemenea institut în majoritatea țărilor care participă și există colective de lucru în multe alte țări, dar trebuie să recunosc că dificultățile organizării unui asemenea congres sunt foarte mari și recunosc că a fost aproape impecabil, cel puțin partea de început. Așa cum arată programul și cum se dezvoltă tematicile, cred că va fi unul dintre congresele foarte reușite. Eu am participat începând cu anul 1974 la toate. Și sper că ele se vor organiza în continuare cu aceleași. Să nu uităm că secretarul general al Societății Asociației Internaționale